întrebarea mea e altfel. Hai să zicem că a îndurat atâția ani, a făcut 6 copii, într-un final s-a săturat și a plecat. Problema mea e, doamna Sălcean, dacă dumneavoastră spuneți că acești copii ar fi în pericol, așa cum v-am auzit pe înregistrare, povestindu-le colegilor mei, de ce ați lăsat acești copii cu tatăl lor? Doamna Simona, întrebați-l de câte ore am venit acasă. Păi a zis de două ori. A zis de două ori. Bă, câte dulciuri am adus. Bun, doamna Sălcean. De ce nu mi-o dat copiii la telefon? Faceți fix la fel ca domnul Lupu. Eu v-am întrebat altceva. Eu v-am întrebat dacă domnul e așa de periculos. Nu am înțeles că nu prea ești semnal. Bun, dacă domnul e așa de periculos, de ce? Și vă e teamă pentru copii, de ce ați lăsat copiii cu el? Păi de ce am stat? Ca să mă fac rușine pe mama, că am zis că să stau susținu-i așa. Nu, doamnă, nu v-am întrebat asta. Nu, mai poate, nu v-am întrebat asta. Am văzut asta. Că m-au distrus toată. Doamna Sălcean. Să-mi primesc o cali să plec. Doamna Sălcean, nu v-am întrebat asta. V-am spus de ce ați lăsat copiii cu el și ați plecat în Italia atâția ani, dacă spuneți că e așa de periculos. Da. Fac să vă spun, doamnă. Păi întrebați-l că a fost în Italia. Ce face în Italia? Vreți să vă spună, doamnă, să știți că eu am foarte mare răbdare. Eu vă pun aceeași întrebare până îmi răspundeți. Eu v-am întrebat de copii. Hai să vorbim de copii. Că pe bune că nu mă interesează că vă certați, că vă băteați, că beați împreună sau separat. Nu. Pe mine mă interesează că niște copii, dumneavoastră, spuneți că sunt în pericol cu acest bărbat. Dacă sunt în pericol cu acest bărbat, de ce dumneavoastră, ca mamă, sunteți la mii de kilometri de ei? Da, dacă nu eram... Nu mă răbăteam pentru copilul să o câștig. Eu mi-am câștigat copila, am luat-o cu păduchi în cap, când am luat-o acum, am luat-o cu păduchi, cu lindi, cu râii pe dânsa am luat-o. Auziți, doamnă. Am făcut copila să meargă la școală. Doamna Sălcean. Și ies. Nu ne înțelegem. Calumea. Doamna Sălcean. Cu păduchi avem cap, cu păduchi și lindi ne-am luat-o doamna de la el. Doamna Sălcean. Și toate de copil. El, adică? Dumneavoastră. V-a văzut de copil că avea păduchi în cap? Dumneavoastră știți să purtați un dialog? Eu n-am fost o mamă dizbrandată. Doamna Sălcean! Eu am avut, i-am adus acasă. Doamna Sălcean! Dar ce-a făcut? Să întrebați ce-a făcut în casă de față cu copiii. Doamna Sălcean! Sau nici dumneavoastră n-auziți bine? M-auziți? Doamna Sălcean! Da, da, vă aud acum. Îmi puteți să răspunde și mie la o întrebare? Că văd că Simonei nu i-ați răspuns, domnule avocat, nu. Ați plătit pensia alimentară stabilită de tribunal copiilor? Da, i-am mai plătit și după aia am deschis... Doamna, ați plătit sau nu? Un moment, i-am mai plătit, nu e sinonim cu au mai mâncat. Copiii nu mănâncă din când în când. Aveți restanțe la pensia alimentară? Și dacă da, de când? Da, eu am plătit când am fost în țară, i-am dat. Aveți restanță la pensia alimentară? Îmi dai seama că e așa, un dialog. Doamnă, aveți restanțe la pensia alimentară? Mai aveți să-i dați bani? Eu, când am mai avut de dat bani, eu am fost și am deschis procesul. Mai aveți să-i dați bani? Doamnă, mai aveți să-i dați bani din ce a stabilit tribunalul? Valoarea la 900 de lei. Eu acum mi-am câștigat fata, eu nu am mai am... Doamnă, mai aveți să-i dați bani pentru că eu mi-am câștigat fata. Stimată doamnă Sălcean, nu mai am cam, mai dau niciun bani. Cam cum vă supărați? Să vă arăt el dovezi dacă are drept, are dovadă... Opriți-vă, vă rog, o secundă. Hai să facem așa, doamna Sălcean. Nu ne auzim. Există un delay la telefon. Sunteți în Italia. Probabil ne auziți cu 10 secunde după. Cum v-ați câștigat fata? Nu vă supărați, că a spus de trei ori că v-ați câștigat fata. Cum adică v-ați câștigat fata? Am venit, am deschis procesul, tot am venit la tot procesul și mi-am câștigat fata. E adevărat, stați o clipă, domnul Sălcean. Hotărârea de divorț e una. Înțeleg că doamna recent a mai făcut o acțiune prin care a câștigat fetița. Acum recent mi-am deschis procesul din nou pentru câștigarea și că domiciliul fetiței ar fi la bunica. Nu el. Cum să stea la bunica? Dar bunica a făcut-o pe copilă, cum? Nu are așa, tată, doamnă, nu are așa a stabilit o instanță? Da, te-a întrebat în instanță câți ani are Cristina Mădălina? Ai spus că 4 ani. Colegii mei confirmă că așa e.
Hai să mergem la soacra, fosta soacră, la mama doamnei Sălcean, în direct. Uitați-o, doamna, cred că ne auzim mai bine cu doamna, doamna Sălceanu, bună seara, doamna Maria Sălceanu. Bună seara, să rămână, doamna Simona, și bună seara la tuturor din platou. Bună seara. Sunt mama lui Elena Sălceanu. Și roșii la față. Lăsați, domnul Lupu, că eu nu am făcut nicio remarcă despre fața dumneavoastră. Da, e adevărat că aveți o hotărâre judecătorească cum că domiciliul nepoatei de 7 ani e stabilit la dumneavoastră? Da, vi le arăt acum la... Hai, uite, avem și noi o captură. Hai, dați-mi și mie, vă rog, într-un video să văd. Hotărârea definitivă. Dați-mi și mie, vă rog, să vadă și domnul avocat. Așa, pe rol se află cauza de minori, reclamanta Lupu Elena și Pârâtul așa, da, stabilirea domiciliului minor, modificarea domiciliului minor. E vorba doar de fetiță, da? Așa. Dați mai jos un pic, mai jos un pic. Da, dar aceasta... Minorii cu tare au fost audiați în camera așa, analizând, stați un pic, că până ajungem la pagina 3... S-a prezentat în instanță domnul Lupu. Nu s-a apărat în niciun fel. Da. Admite acțiunea formulată de către reclamantă. Stabilește locuința minorei Lupu, e vorba despre fetiță, da? Apel. La... Așa. Când ați primit-o? Dacă apelul e până în 7 iulie 2017, nu, când ați primit-o? Domnul Lupu, n-aveați cum să nu știți că scrie că v-ați prezentat la termen, în instanță. Nu, dar e important. N-am primit niciun plic, n-am primit nimic. Păi ați fost la proces, scrie acolo judecătorul, că ați fost de față. Mai mult, domnul Lupu, numai o clipă de ființă, doamnă. O clipă, doamna Sălceanu. Domnul Lupu, uitați-vă că are și somația lui Lupu Ioan. Am înțeles. Stați o clipă, că vrea să zică domnul avocat ceva. Dumneavoastră, ați fost prezent în această instanță. E adevărat? Sau nu auziți? Nu, în instanță unde a făcut parchet. Nu, în această instanță în care s-a cerut schimbarea domiciliului de la dumneavoastră... Eu nu m-am prezentat, adică când n-am primit niciun plic, n-am primit nicio... Păi, instanța spune că v-ați prezentat, scrie în sentință. Adică ați fost acolo la proces, domnul Lupu. O fi o eroare. Mai Iași, uite, acolo la Iași. N-ați fost la Iași anul trecut? Da, la tribunal. Păi de asta a fost. Și el de ce a făcut recurs după aia la parchet? Păi, asta, la parchet se speță, poate face la parchet. Câți copii aveți? 6? Da. L-o dat și în hotărârea de trebuia să fi primit o sentință. Ați primit-o? De anul trecut încoace, din iulie, anul trecut până astăzi, ați primit vreo sentință acasă? Da, hotărârea civilă. Ne dă divorțul, ne interesează, dar hotărârea știți care e ideea? Hotărârea civilă s-ar putea să fie aceeași. Când ați primit-o? Păi... Acum. Bun, hai stați să facem așa, lasă că se uite domnul avocat după ce... Bietul, nu știe nici pentru ce a vreau să vă întreb altceva, domnul avocat. Omul ăsta crește copilul de la 9 luni... Nu-i vorba de asta, da. Cum poate un judecător să-i dea maică? Mama, nu vă supărați. Sunteți mamă numai pentru unul din cei 6? Și asta, dar ăsta umblă haibul. Ceilalți sunt surați, mai este băietul și fata, ceilalți sunt măritate. Și pe unul a trecut frauduloși frontiera ca s-a murit la frontiera. Te rog o clipă că e o mare problemă. Doamnă, eu am zis dumneavoastră, că eu ascultați-mă o clipă. Băiatul nu a vrut să vină. Stați un pic, că eu am senzația că... Eu am senzația că... Că doar cu bunica pot să mă înțeleg. Doamna Sălceanu, doamna bunica, Maria Sălceanu. E adevărat că fetița nu mergea la școală la dumneavoastră, așa cum susține domnul Lupu? 3 săptămâni nu merge la școală. O clipă, domnul Lupu. Doamna Simona, da. Doamna Simona, da. Eu am martori femeile de aici, dar nu vin acum noaptea. Mergem la director la școală, să meargă la director la școală, eu ducem fetița, nu s-a dus o săptămână, zile știți, zis, n-a lăsat-o, fiindcă a avut pe dochi, am arătat și-l domnișoara care e lângă mine, care, cum i-am scos, i-am arătat șamponul. Și acum de ce nu are pădui? Am spălat-o, i-am curățat-o și o săptămână zile, n-am dus-o la școală. Acum de ce nu are pădui? N-am dus-o la școală, deci și am curățat-o bunica acasă. Și pe urmă am dus-o la școală, o ducem și dimineața și dinează o aducem.
El a venit acasă, a venit la mine odată, l-a lăsat să vadă fata. A doua sâmbătă când a venit, a venit și ne-a luat fata din mână, a smânsit-o din mâinile mele și ne-a dat cu cotul și m-a dus într-o parte să cad jos. Și a luat fetița și a pus-o în căruță și când am dat să trag fetița din căruță, mâna căruță și îi pare rău că nu m-a călcat cu căruța. Da, știți că e ilegal ce ați făcut. Când a bătut-o. E ilegal ce ați făcut. A venit, adică, da. El a copilul, nu am legat. Dar nu mai e al dumneavoastră conform legii are... Stați puțin. Copilul conform legii trebuie să stea la mamă. Dar problema e că mama e în Italia. E o reală problemă. Eu nu știu ce ați făcut dumneavoastră și cât vă pricepeți sau nu vă pricepeți. Dar a lua o fetiță de la tatăl legitim și biologic și ai stabilit domiciliul la bunica maternă când mama este în Italia, iertați-mă, nu e serios. Asta spuneam nu și e eu. Deloc serios. Ce fel de pe de altă parte, stat, nu vă cred ea, mama. Nici o clipă, nici pe dumneavoastră că faceți lucrurile cu seriozitate, întrucât ați fost în proces, n-ați făcut niciun act de apărare, ați pus probabil povești pe acolo, iar sentința ați primit-o acasă. Întrebarea pentru bunică este, când ați primit sentința, așa cum spune mama că a câștigat fata, când ați primit-o? Acum, înainte de Crăciun, domnul avocat. Dacă e înainte de Crăciun, domnul Lupu, trebuie să o primiți și dumneavoastră și atenție că aveți 30 de zile de apel. Că dacă ați nu faceți apel, la revedere. Copilul rămâne la bunică. Dar înseamnă că mama a mințit la instanță, că nicio instanță... Nu, nu, domn avocat, e fata au câștigat-o din... Doamnă, fata n-are dreptul să câștige, adică are dreptul să câștige milioane, toți copiii dacă i-ar îngriji și dacă ar sta cu ei. Corect. Ea la instanță n-a spus că locuiește în Italia. Eu am vrut să iei și asta, băietul. Asta e problema nu pe există, care nu există, doamnă, când faci niște copii trebuie să-i crești. Pentru că nu mai avem timp. Dar eu vreau să vă spun ceva tuturor celor implicați în discuția asta. Domnul Lupu, doamna Sălceanu Bunica, doamna